Salutare, dragi prieteni, bine ați revenit în lumea metalelor prețioase. Eu sunt Edi și astăzi vom discuta despre evaluarea pieței metalelor prețioase de către Hereus. Au scos numărul 15 de pe 8 mai și să vedem despre ce este vorba. Bun, reflecția pieței. Hai să vedem ce reflecția au asupra pieții oamenii de la Hereus, da? Investitorii de platină iau în sfârșit notă de problemele de putere ale Africii de Sud. ETF-urile de platină au înregistrat achiziții masive la sfârșitul lunii aprilie de la fondurile din Africa de Sud. Fluxurile regionale de la începutul anului în fondurile de platină din Africa de Sud, plus 33.000 de uncii, sunt remarcabile în comparație cu SUA, minus 107.000 de uncii, Marea Britanie minus 18.000 de uncii și Elveția minus 17.000 de uncii. Stai să dau un pic mai mare. Așa, să vedeți și voi ce trebuie. Fluxurile nete au fost pozitive în fiecare lună în acest an până acum, deoarece investitorii sud-africani sunt mai conștienți de problemele de alimentare cu energie electrică cu care se confruntă producătorii de PGM-uri. Deținerile globale se ridică la 3,3 milioane de uncii, în creștere de la 3 milioane de uncii la începutul anului. Deși acesta a fost în scădere cu 1 milion de uncii față de nivelul maxim al deținerilor din iulie 2021. Deci Africa de Sud, care face parte din BRICS, începe să se axeze pe platină. Eu v-am tot spus, dacă v-ați săturat de argint, dacă ați acumulat suficient de mult argint, nu neapărat să treceți pe aur, da? Puteți să cumpărați platină, pentru că la fel este un pic subevaluată și nu multă lume o ia în considerare, din păcate, dar asta e. Bun, acești investitori au acceptat recenta creșterea prețurilor și speră pentru mai mult. Prețurile platinei au crescut cu peste 20% de la sfârșitul lunii februarie, înainte de recenta corecție. Problemele de aprovizionare în Africa de Sud, minus 75, dar asta nu e minus, 75% din aprovizionarea minată sunt bine documentate. Regularitatea și severitatea deversării încărcături în 2022 au fost de neegalat, situația fiind puțin probabil să se îmbunătățească semnificativ în 2023. Reducerea încărcăturii a dus la acumularea de stocuri supraterane de PGM-uri nerafinate anul trecut și ar putea duce la o pierdere estimată de 250.000 de uncii de producție de platină anul acesta. Da, asta se poate să fie minus, dar practic este semnul de consolă, nu e minus. Bun, deoarece iarna din emisfera sudică începe să muște. Rezultatele disponibile din primul trimestru ale majorărilor minerilor de PGM-uri din Africa de Sud citează toate că reducerea încărcăturii are un impact asupra producției rafinate într-o oarecare măsură. Fundamentele pieței par solide. Se estimează că cererea globală de autocatalizator pentru platină va crește cu 14% în acest an, până la un maxim de 6 ani de 3,2 milioane de uncii. Recuperarea producției de vehicule ușoare, cuplată cu utilizarea mai largă a convertoarelor catalitice pe benzină în Europa și China, cu platină înlocuită cu paladiu, duce piața de platină în deficit. Deci platina intră în deficit. Păi cred că oricum cam, nu știu dacă toate metalele prețioase, dar cred că acolo ne îndreptăm cu metalele prețioase către un deficit pentru toate metalele prețioase. Mă gândesc, dar mai durează până când o să fie deficit pentru toate metalele prețioase. Bine, oarecum și mai durează și nu mai durează, pentru că dacă cetățenii de rând intră în metale prețioase, e nasoală treaba, intră într-un deficit subit. Adică în secunda 2. Dar așa, pe o perioadă îndelungată, nu știu, în 10, 20 de ani, 30 de ani, dacă nu se schimbă nimic în producția minieră, da? Dar din fericire se schimbă, după cum știți, producătorii de autovehicule au intrat cu bani în industria minieră. Alte valori sugerează că partea de sus ar putea fi în prezent. Poziția lungă neta specificațiilor necomerciale s-a dublat cu peste 1,5 milioane de uncii în ultimele două săptămâni din martie.
Raliurile anterioare de platină au stagnat, poziționându-se la acest nivel. De asemenea, cântărește pe platină și cursul de schimb dolar-rand, cu care metalul are o corelație negativă bună. Randul slăbește, prețul platinei scade. Din 2022 a existat o dislocare între cei doi. Pentru a evalua relația istorică, ar putea necesita o corecție a prețului platinei, având în vedere că slăbiciunea economiei sud-africane face ca un raliu rand să pară mai puțin plauzibil. În sfârșit, și probabil cel mai puțin convingător argument pentru un preț mai scăzut al platinei, este că sezonalitatea metalului alb sugerează că în primele 6 luni ale anului se înregistrează cele mai mari prețuri. Urmează o performanță relativ scăzută în medie. Deși o corecție pe termen scurt este în curs, riscul general de preț este în sus, având în vedere că cererea de automobile arată puternică, riscul unei performanțe insuficiente a ofertei susține o piață strânsă pe tot parcursul acestui an. Prețul ar putea avea în continuare unele avantaje, mai ales dacă situația sursei de energie se înrăutățește în Africa de Sud. Prețul platinei este prea mare conform randului. Păi și prețul aurului este prea mare, prețul argintului este prea mic. În 2016, ia uite, erau 800. 2020, ia uite. Între 500 și 650. Da? În 2020, pe la, în primul semestru, am putea spune. 2023, preț record în termen rand. Cel mai mare dolar, platină, preț din 2014. COVID, platina scade sub 600 de dolari per uncie aici. Pe timpul COVID-ului, da? Părma a crescut și acum scade? Eu știu ce să zic, nu știu. Dar chiar nu știu ce să zic. Că platina, da, știu că este ieftină, dar nu atât de ieftină. Bine, asta e în rand. Nici nu știu cât e un rand. Da? Bun. Aur. Este posibil ca Fed să fie majorat ratele pentru ultima dată, dar aurul nu și-a putut păstra câștigurile. În timp ce contractele futures pe aur COMEX au atins un nivel record la 2085 de dolari per uncie după ultimul anunț al Fed-ului, prețul spot nu a reușit să depășească recordul de 2075 de dolari per uncie din august 2022, urcând la 2063 de dolari pe uncie. Fed nu a inclus expresia potrivit căreia creșteri suplimentare ale politicii ar putea fi adecvate în declarația sa, deși comentariile președintelui Powell au indicat că Fed nu se așteaptă să reducă ratele în acest an. Cu toate acestea, în timp ce piața presupune că nu va exista nicio modificare a ratelor în iulie, o șansă tot mai mare de reducere ale ratelor din septembrie este acum evaluată. Randamentele mai scăzute ale obligațiunilor ar sprijini prețurile mai mari ale aurului. Din punct de vedere tehnic, prețul aurului arată o divergență față de indicele de putere relativă, ceea ce sugerează că retragerea ar putea continua pe termen scurt. De asemenea, BCE a avut o reuniune săptămâna trecută și și-a majorat ratele dobânzilor cu 25 de puncte. Prețul aurului a crescut mai mult la știrile BCE decât după anunțul Fed, dar nu a atins un nou record în euro. Prețul spot record a fost de 1902 euro per uncie pe 8 martie 2022. În urma invaziei rusești a Ucrainei, iar prețul în euro a fost de asemenea mai mare la începutul acestui an. Ei, oricum cred că o să mai avem prețul record și în special dacă situația din Taiwan se intensifică și China intră în mod militar acolo, vedem care o să fie răspunsul la Americii, pentru că, nu știu, din punct de vedere al faptelor al lui Biden, Biden n-a reacționat în sensul Ucrainei cu forță militară, știi?
A, că le trimite bani, că trimite arme, că spală el bani, că e treaba lui, știi, până la urmă. Dar nu n-a trimis armata. Dar vedem cu Taiwanul ce se va întâmpla în funcție de situația Taiwanului. Că și atunci când o să înceapă și în Taiwan, deja sunt, nu știu dacă două războaie, că practic americanii se luptă și cu chinezii și cu rușii pe partea de Ucraina și pe partea de valută, adică deocamdată oarecum luptele sunt ascunse, știi? Dar faza cu Ucraina e pe față deocamdată și vedem cu Taiwanul ce se va întâmpla. Argintul. Un început puternic al instalațiilor fotovoltaice în China este de bun augur pentru cererea de argint. Administrația Națională a Energiei a raportat că China a adăugat 33,66 GW de capacitate nouă de energie solară în trimestrul 1 2023. Aceasta este o cerere robustă în timpul iernii, care a fost probabil ajutată de eliminarea restricțiilor COVID la sfârșitul anului trecut. Scăderea bruscă a prețului siliciului ar fi putut de asemenea să fie ajutat. La începutul acestui an, China Photovoltaic Industry Association a prezis că instalațiile ar putea accelera la 95-120 de gigawați în 2023, de la 87,4 gigawați anul trecut. Cred că o să fie mai mult de 120, undeva la 360 de gigawați, dacă nu mă înșel. 330, 300 și ceva de gigawați, adică de 3 ori mai mult. Pentru că datele acestea sunt în întârziere. Bine, așa a zis Chen Lin, chinezul acela, care este un investitor, și a spus din februarie, parcă sau martie, că ăștia ar avea nevoie să accelereze undeva la 360, nevoile lor. Acum vedem în piață când o să ajungă aceste cifre. Dacă ritmul actual este menținut, atunci China ar putea învinge acel top. La nivel global, instalațiile fotovoltaice ar putea depăși 300 de gigawați. Vezi exact ce am zis. Ceea ce ar ridica cererea de argint la peste 160 de milioane de uncii, de la 140 de milioane de uncii. Aproximativ 14% din cererea totală de argint. Da, deci el așa a zis, 330 sau 360 de gigawați, nu mai știu exact, dar a declarat în februarie, am impresia, ianuarie, februarie, martie, nu mai știu sigur. Parcă ianuarie, februarie, februarie am impresia. Interesul investitorilor pentru argint rămâne solid. Perthmint a raportat cel mai mare nivel lunar de vânzări din lingouri de argint din acest an, la 1.947.743 de uncii în aprilie. Vânzările până în prezent au totalizat 6,5 milioane de uncii, în scădere de la 7 milioane de uncii în primele 4 luni ale anului 2022. Da, pe chestia asta v-am spus-o și în videoclipul anterior. Practic a început să scadă puterea de cumpărare și nici nu știu dacă mai putem să luăm în considerare nu cifrele de vânzare, ci cifrele de produse vândute la mod real. Pentru că odată ce a scăzut puterea de cumpărare, practic oamenii cumpără cât își permit, chiar dacă este aceeași sumă pe care au cheltuit-o anul trecut. Cu toate acestea, vânzările din acest an au fost pe locul 2 după 2022, când metale prețioase au fost achiziționate de ca refugii siguri, determinate de invazia rusă a Ucrainei. Deținerile globale de ETF-uri de argint au crescut cu 1,5 milioane de uncii în aprilie, ducând câștigul până în prezent la 1,8 milioane de uncii. Prețul argintului a crescut și el săptămâna trecută, dar nu a reușit să se mențină peste 26 de dolari de uncie. Raportul aur-argint s-a menținut la aproximativ 79%, pardon, dar argintul a depășit performanța aurului din martie, deoarece raportul a scăzut de la 91. Deci acum ajungem la raport unde este 79 și o să ajungă. Practic el trebuie să fie într-o scădere acum până când va ajunge undeva la 15-20. Da? Și atunci poți să schimbi argintul pe care l-ai cu cât aur vrei.
Bun, platină. Producția de platină din Africa de Sud ar putea avea dificultăți să atingă 4,1 milioane de unci în acest an. S-a estimat o ieșire de 4,1 milioane de unci, incluzând unele întreruperi din cauza dificultăților cauzate de reducerile de energie. Acesta a inclus procesarea unora dintre stocurile care s-au constituit. Cu toate acestea, există riscul ca întreruperile de curent mai severe în timpul iernii din emisfera sudică să reducă productivitatea. Iar producția rafinată ar putea să nu fie redusă, deoarece stocurile nu pot fi procesate. Producția de platină din Africa de Sud a fost afectată de o sursă de energie nesigură în trimestrul 1 2023. Eskom s-a străduit să furnizeze suficientă energie electrică pentru a satisface cererea, deoarece defecțiunile au redus centralele electrice disponibile. Companiile miniere PGM raportează acum că impactul asupra producțiilor din trimestrul 1 2023. Lipsa puterii fiabile a agravat alte probleme operaționale și a cauzat o acumulare de material parțial procesat. Impala Platinum a raportat că aproximativ 16.000 de uncii, 6 platină, paladiu, rodiu, iridiu, ruteniu, aur, nu a putut fi rafinat și a crescut stocul în exces la 190.000 de uncii. În timpul primului trimestru, producția totală de PGM a scăzut cu 10% la 662.000 de uncii, dintre care 299.000 de uncii platină. Anglo American Platinum a raportat că producția totală de 6E a scăzut cu 6% la 901.000 uncii, 901.000 de uncii în trimestrul 1 2023, cu o scădere de 6% a producției de platină la 417.000 de unci. Anglo a remarcat de asemenea o creștere a stocului de lucrări în curs de desfășurare de 26,5.000 de unci, 6E, din cauza impactului întreruperilor de curent, ducând inventarul în exces estimat la aproape 300.000 de unci, 6E, din care 125.000 de unci este platină. Cu toate acestea, Anglo și-a menținut orientarea rafinată de producție PGM de 3,64 milioane de uncii cu 1,65-1,85 milioane de uncii de platină, deși acest lucru este supus unor surse de alimentare suficiente care să permită procesarea unei părți din stoc. California intenționează acum să interzică camioanele cu motorină, punând în pericol cererea de platină pe termen lung. Ia auzi. După ce interzis mașinile cu motor cu combustie, guvernatorul Californiei a semnat deja un ordin executiv de interzicere a vânzărilor de vehicule noi de pasageri cu motoare cu ardere internă începând cu 2035. Pe până în 2035 se schimbă o grămadă, adică ăștia degeaba dau legi. Cel puțin eu așa consider. Ăștia degeaba dau legi care o să intre în vigoare peste nu știu câți ani. Pentru că, nu știu, mă gândesc că oarecum ăștia bagă frica în cetățeni cu astfel de acte. Știi, cu legile astea, deoarece până în 2035, păi, vezi că mai au pâine de mâncat serioasă, ești nebun ce e, adică se schimbă multe lucruri până atunci. Și același lucru se întâmplă și la noi cu orașele de 15 minute, da? Au dat că, nu știu, intră în vigoare din 2026 sau ceva de genul. E, până atunci, oamenii stau cu frică, oarecum, dar, nu știu, mie unul mi se pare oricum imposibil cu orașul de 15 minute, pentru că, adică, ce faceți? Alege statul meseria? Că tu trebuie să ai un loc de muncă gen lângă în alea 15 minute. Despre ce discutăm, știi? Te obligă să muncești ce vor ei, știi? Dar în fine, sunt niște aberații și ăștia vor să, oarecum cu aceste legi aberante, îndreaptă populația către alegeri greșite. Și bine, din punctul guvernului sau din punctul acestor aleși, sunt alegeri fericite pentru ei, dar pentru populație sunt alegeri greșite, că se lasă influențați de încrederea pe care o acordă guvernului și zice, ia uite domne, ăștia în 2026 bagă orașul cu un sfert de oră, pe ce să facem?
și împinge populația practic să ia niște alegeri care nu au treabă cu realitatea, știi? Bun. Consiliul pentru Resursele Aeriene din California a votat acum pentru interzicerea vânzării unor categorii de camioane diesel noi de dimensiuni medii până în 2036, unele mai mari, camioane până în 2039 și restul de camioane mari până în 2042. Unele flote de camioane guvernamentale și private trebuie să înceapă tranziția la zero emisie anul viitor. Agenția pentru Protecția Mediului va trebui să aprobe această interdicție, așa cum a făcut-o pentru mașini. Câteva alte state urmează de obicei exemplul Californiei, astfel încât acest lucru ar putea reduce în cele din urmă cererea de platină din SUA pentru vehicule comerciale, cu 20 sau 40 de mii de unci. Acesta nu este o cantitate uriașă de platină, dar indică direcția de deplasare în SUA și Europa, deoarece transportul este menit să facă o mare parte de muncă în reducerea emisiilor de carbon. Ar putea exista o compensare dacă camioanele diesel sunt înlocuite cu vehicule cu celule de combustibil, mai degrabă decât cu BEV. Vor fi necesare investiții atât în infrastructura de încărcare, cât și în stațiile de alimentare cu hidrogen și fac parte din plan. Pilele de combustibil sunt considerate în prezent mai potrivite decât bateriile pentru camioanele mari, datorită greutății bateriilor care reduc sarcina utilă. Paladium. Se estimează că producția de paladiu primar va scădea cu 3% până la 6,3 milioane de unci în acest an. Cea mai mare parte a scăderii se datorează producției reduse de la Nornickel, unde întreținerea programată a topitoriei a dus la o producție anuală orientată de 2,4-2,7 milioane de unci paladiu, comparativ cu 2,8 milioane de unci anul trecut. Într-o oarecare măsură, aceasta este o așteptare ca producția de paladiu din Africa de Sud să fie stimulată de stocurile în curs de procesare. Cu toate acestea, așa cum s-a menționat deja pentru platină, problemele cu alimentarea fac ca acest lucru să pară din ce în ce mai problematic. Producția rusă de paladiu a început bine în trimestrul 1 2023. Nornickel a raportat o creștere cu 2% a producției de paladiu la 721.000 de unci în primul trimestru, cu producția de platină în creștere cu 11% la 180.000 de unci, deoarece unele materiale stocate au fost procesate. Vânzările de vehicule ușoare din SUA se îmbunătățesc pe măsură ce impactul deficitului de cipuri scade și disponibilitatea vehiculelor se îmbunătățește pe măsură ce stocurile dealerilor sunt reconstruite. Vânzările de mașini din SUA au crescut la 15,9 milioane de unități în aprilie, pe o bază anuală ajustată sezonier, de la 15,3 milioane de unități în martie. Vânzările de vehicule ușoare au fost de 4,9 milioane în primele 4 luni, în creștere față de 4,5 milioane în aceeași perioadă a anului trecut, deși ianuarie 2029 a fost punctul scăzut pentru vânzări, deoarece impactul deficitului de cipuri a fost cel mai grav. Nu știu ce să zic dacă 2022 a fost punctul scăzut pentru vânzări. Cred că acest punct pentru vânzări o să fie în creștere. O să avem vânzări scăzute anul acesta și la anul o să avem vânzări scăzute, adică o să înceapă din ce în ce mai mult să scadă vânzările cam peste tot din cauza puterii de cumpărare a banului, da? Pentru că toate se scumpesc, valoarea rămâne aceeași. Și da, o să vedem din ce în ce mai multe vânzări scăzute cam în toate domeniile. Peste 80% din vânzările de vehicule ușoare noi sunt finanțate, dar ratele mai mari ale dobânzilor pentru împrumuturi și leasing și prețurile medii record pentru mașini și camioane ușoare noi nu par să descurajeze consumatorii. Cererea de paladiu ar putea fi puțin modificată în acest an. Creșterea cotei de piață a BEV și utilizarea mai răspândită a catalizatorilor pe vehiculele pe benzină cu platină înlocuită pentru a înlocui paladiu ar putea compensa orice câștiguri din producția mai mare de vehicule ușoare care este anticipată. Piața paladului ar putea fi deficitară în acest an, deoarece oferta este restrânsă. Chiar și așa, prețul continuă să fie în scădere, după ce anul trecut a atins un nou record. Întrucât perspectivele economice rămân slabe, economia trebuie să se adapteze încă pe deplin la unul dintre cele mai rapide cicluri de creștere a ratei dobânzii, iar o recesiune în SUA și Europa este încă posibilă mai târziu în cursul anului. Rodiu, ruteniu și iridiu. Deci, atenție, și paladiul, da, este în
cum zice, o să intre în deficit. Da? Uite, piața Palladului ar putea fi deficitară în acest an. Deci, oarecum, cam toate metalele prețioase ajung pe drumul deficitului. Și da, pentru noi ăștia care deținem metale prețioase, o să fie un lucru bun. Dar pentru restul lumii, o să fie un lucru nasol. Rodiu, ruteniu, iridiu. O flotă de mașini pe bază de hidrogen este în curs de extindere la Berlin. Proiectul H2 Moves Berlin crește numărul de mașini Toyota Mirai de la 50 la 200. Proiectul este programat să se deruleze timp de 2 ani și își propune să demonstreze potențialul vehiculelor alimentate cu hidrogen. Germania are de asemenea una dintre cele mai bine dezvoltate rețele de stații de alimentare cu hidrogen din Europa, ceea ce face posibilă utilizarea pe distanțe lungi a mașinilor cu celule de combustibil. Acceptarea de către public a mașinilor cu celule de combustie ca alternativă cu emisii zero la BEV ar sprijini cererea de ruteniu, dar vor fi necesare și investiții suplimentare în infrastructură. Producția mică de PGM-uri din Africa de Sud a fost afectată în trimestrul 1 din 2023. Furnizările intermitente de energie electrică au afectat fabricile de procesare și au redus producția rafinată, ceea ce a dus la acumularea stocului de lucrări în curs. Aceasta include PGM-urile mici cu aproximativ 30.000 de uncii de rodiu, precum și niște iridiu și ruteniu păstrate în stoc. Majoritatea stocurilor ar putea fi procesate în acest an, dar asta depinde de faptul că situația alimentării cu energie nu se deteriorează. Prețurile ruteniului și iridiului au rămas constante săptămâna trecută, în timp ce prețul rodiului a scăzut înapoi la 8.800 de dolari pe uncie. Da, și aici avem tendințele și investiții, dacă vreți să puneți pauză și să vă uitați la ele. Apropo, recomandarea mea, când vă mai uitați la grafice, eu am început să nu mai folosesc bani reali. Spre exemplu, aici este prețul platinei față de poziția netă a specificațiilor și prețul aurului. Exact așa am început să compar, da? Deci, graficul aurului cu poziția netă a prețul asta e platină. Uite aici, acest grafic, orice grafic la care te uiți, suprapui pe el graficul aurului și graficul argintului, pentru că aur și argint sunt bani reali. Și așa am început și eu să mă uit la grafice. Este un lucru bun pentru că poți să vezi anumite diferențe care cu banii fizici, monedele fiat, nu că nu le vezi, dar sunt insignifiante și poate nu le bagi de seamă. Dar în schimb, dacă te uiți, dacă verifici cu în tandem cu prețul aurului și cu prețul argintului și suprapui asupra oricărui grafic te uiți tu, o să ai niște surprize plăcute și oricum o să te ajute, știi? Bun, deci cam asta a fost pentru azi, dragi prieteni. Abonați-te din interes pentru o viață de succes. Vă pup și aveți grijă de voi!